Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Președintele unei mari companii chineze de produse pentru igienă, Hongwei, nu știu cum, a fost filmat mâncând săpunul companiei. Cum? A mâncat săpunul companiei, un săpun al companiei, într-un videoclip care a devenit imediat viral. Deci vă rog să remarcați că este vorba de un săpun solid și nu lichid, pentru că știrea este că a mușcat din el și nu că a băut din el. Deci, a vrut să demonstreze că săpunul companiei este absolutamente natural. Deci are numai ingrediente naturale și că, din moment ce are ingrediente naturale, poate fi mâncat și asta. Adică eu credeam că a vrut să topească grăsimea, dar nu. Da. Și după ce a mușcat, a amestecat săpunul ca să arate că totul e în regulă, s-a clătit cu ape, cu apă. Cu apă, cu apă. Deci încă un șef care a făcut spume. De altfel, compania respectivă se mândrește că toate ingredientele pe care le folosește în produsele sale, asta este cum anunță, faptul că toate ingredientele sunt comestibile. Ceea ce în China, desigur, nu înseamnă mare lucru, da. Pentru că în China, practic, totul e comestibil. Asta vă să zic, că acolo tot ce mișcă, dacă ai mișcat un pic, da, risc să fii mâncat. Așa se spune, tot ce zboară se mănâncă, mai puțin avionul, tot ce are patru picioare e comestibil, mai puțin masa. În rest, în China, inclusiv săpunul, iată, se demonstrează. Deci, practic, cine dorește să mănânce ceva cu săpun, și acum presupun că o să scoată, cred că ulmează săpunul cu alomă de lață sau ceva de genul ăsta. Băi, n-am mai fost și noi la un chinezesc. Credeam că spui că n-am mai fost în China. N-am mai fost și noi la un chinezesc să vedem cum mai stau lucrurile și dacă mai au râu moale doamnele de acolo. Dacă au râu moale. Ce pot eu să spune că au în continuare porții generoase. Ai mai fost? Cumva... Ai fost? N-am fost, am Daci? Comandat. La chinezesc cu Daci? Nu, bre. La un chinezesc. Ah, ok. Chinezii și libanezii. Da. Mă rog, libanezii de lângă, nu toți, nu știu dacă... Nu toți. Toți, dar aia de lângă mine. Bă, reușesc cumva, în ciuda acestor scumpiri... Să facă porții mari. Să facă porții generoase și prețurile au crescut și la ei, dar nu dramatic. Adică încă se face treaba cu sume rezonabile la națiile astea. Nu știu care e secretul lor, dar ar fi de urmat. La o lață aș mai merge. Să plogamăm. S-ar putea. O lață. Să facem ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.